Timp de o săptămână, cei mici nu au stresul temelor și grija notelor. Elevii școlii Tudor Arghezi și preșcolarii de la grădinița Albă ca Zăpada din Năvodare au participat la o serie de activități educative organizate în cadrul școlii altfel. Ce știu că se întâmplă mai departe de Iisus? Alesia. Răstignirea Domnului. A fost răstignit. Ce înseamnă că a fost răstignit? A fost omorât. De ce? Pentru că oamenii nu credeau în el. Nu credeau că el este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, da? Elevii școlii Tudor Arghezi și preșcolarii de la grădinița Albă ca Zăpada din Năvodare au avut parte de activități care mai de care mai interesante. Copiii au vizionat două filme cu rol educativ și au participat la un atelier de creație. Suntem împreună cu școala Tudor Arghezi și cu grădinița Albă ca Zăpada. Am vizionat un film despre carte și am vizionat de asemenea un film despre Iisus Hristos pentru că se apropie și sărbătorile pascale. Și mai avem pregătit pentru copii o surpriză, un atelier de creație cu desene despre primăvară, citate despre carte, despre sărbătorile pascale și despre tot ce contează pentru ei în această perioadă. Micuții au fost impresionați de filmul despre viața Mântuitorului Iisus Hristos. Totodată, pentru a marca Ziua Internațională a Cărții și Ziua Bibliotecarului, celebrate pe 23 aprilie, copiii au vizionat și un film despre importanța cărților în viața noastră. Noi ne-am uitat la filmul Povestea lui Iisus, care a fost povestită de niște copii. M-a impresionat, dar unele lucruri le știam. Este un film la care îmi place să mă uit. Deci nu e prima dată când l-ai văzut. Nu, dar înseamnă ceva. Ce ne transmite nouă acest film? Să credem în Dumnezeu, să nu ne îndoim niciodată că Iisus a fost regele nostru și să nu uităm niciodată să nu credem în Iisus și în Dumnezeu. Pentru mine semnificația pâinului și a vinului înseamnă vinul înseamnă să bei din sângele lui Dumnezeu. O să mai caut acasă filmulețe din acelea pentru că îmi plac mult, sunt educative și nu știu ce să mai zic, dar sunt foarte drăguțe și te învață mult. La atelierul de creație, micuții au dat frâu liber imaginației și au realizat cele mai haioase decorațiuni de Paști. Numeroase alte activități vor avea loc până la sfârșitul săptămânii, când se va încheia programul Școala Altfel.